Bună dimineața! Vă mulțumesc tuturor pentru prezența dumneavoastră aici la al șaselea webinar. Mai așteptăm încă 4-5 minute până la ora 10 ca toată lumea care s-a înscris să intre. Și apoi vom începe prezentarea de astăzi. Bună dimineața din nou tuturor. Încă o dată țin să vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră aici. Prin numărul mare de înscriși la acest webinar, înțeleg că este un subiect important pentru firmele pe care le reprezentați. Astăzi vom detalia câteva noțiuni de safety sau siguranță. Trebuie totuși să avem în vedere că este un subiect extrem de vast și timpul pe care îl avem alocat pentru această prezentare este unul limitat. Drept urmare, în cazul în care doriți să detaliem acest subiect, echipa Festo vă stă la dispoziție fie pe adresa de e-mail tehnica@festo.ro, fie prin telefon. Tocmai pentru că avem de a face cu un subiect atât de vast, am propus pentru următoarele 3 luni, hai să zicem așa, o 3 luni de siguranță. Sunt 3 capitole. Primul este cel de astăzi, în care vom detalia un pic noțiunile de bază, urmând ca luna următoare să discutăm despre funcțiile de siguranță din acționările pneumatice, iar în luna decembrie să discutăm despre funcții de siguranță în acționările electromecanice. Eu mă numesc Cosmin Tacea, sunt șeful departamentului tehnic la Festo România. Și astăzi, așa cum vă spuneam, avem în agenda câteva detalii legate despre noțiunile de bază în ceea ce înseamnă safety sau, nu știu, siguranță industrială. Și mi-am propus pentru prezentarea de astăzi să abordăm câteva subiecte, printre care termeni și definiții, câteva cuvinte despre standardele și procesele europene, să spunem așa, în ceea ce înseamnă siguranța industrială și detaliem un pic ISO 12100 și ISO 13849-1. Și bineînțeles, vom merge conform acestor standarde și vom detalia ceea ce înseamnă analiza riscurilor, evaluarea riscurilor și metode de reducere a riscurilor. Această nevoie de siguranță pornește de la dorința fiecărui dezvoltator de a avea un produs de succes. Și un produs de succes trebuie să îndeplinească 4 mari criterii. În primul rând, criteriul tehnic, apoi criteriul economic, criteriul de eficiență, să spunem așa, și nu în ultimul rând, criteriul de siguranță. Încă din faza de cercetare sau dezvoltare, departamentele de inginerie au în cap 4 mari cuvinte. Clar, simplu, adecvat și sigur. Bineînțeles că nu vom intra foarte mult în detalii despre primele 3. Vom rămâne la ultimul, și anume sigur. Problema la acest cuvânt sigur este că în momentul de față nu există o definiție pentru această siguranță. Și safety sau siguranța industrială, pe lângă partea, hai să zicem, fizică, are la bază o serie de calcule statistice, foarte multe numere, cifre. Dar aceste
statistici duc către un paradox și vă dau cel mai clar exemplu. Știți care este locul cel mai periculos în viața noastră de zi cu zi, conform statisticilor? Patul. Patul este locul în care mor cele mai multe persoane. Și atunci vă întreb pe dumneavoastră, patul este un loc sigur? Conform statisticilor, nu. Dar acestea sunt limitările analizei doar a cifrelor date de statistică. Ce putem spune despre safety? În afară de această lipsă a definiției, safety are totuși o serie de ținte. Protecția oamenilor, protecția mediului înconjurător, protecția împotriva exploziilor, reducerea nivelului de zgomot și siguranța mașinilor exploatate. Din aceste ținte sunt apar și modurile în care putem să protejăm omul, mașina, mediul de riscurile care apar. Din punctul de vedere al definirii, trebuie să spunem încă de la început că avem de-a face cu trei concepte în ceea ce reprezintă noțiunea de safety. În primul rând, ce înseamnă pericol. Pericolul este dat de existența unei energii sau unui material care poate aduce pagube unui om, de exemplu. Deci, pericolul este dat doar de posibilitatea rănirii sau, în cel mai rău caz, omorârii unui om. Hazardul este dat de posibilitatea existenței unui pericol și a unui om în același loc. Iar riscul este posibilitatea apariției unui pericol, existenței unui om în același loc și în același moment de timp. În Uniunea Europeană, responsabilitatea pentru siguranța mașinilor este împărțită între dezvoltatorul de utilaj și operatorul utilajului respectiv. Legislația europeană este transpusă în legislație națională. Pentru fiecare tip de echipament sau de mașină există o serie de standarde care descriu în amănunt modul de analiză a riscurilor, calculele și acreditările necesare punerii pe piața acestui echipament. Și orice dezvoltator de mașini este obligat să realizeze o serie de pași pentru reducerea la minim a posibilității apariției eventualelor riscuri. Standardele se împart în trei mari categorii. Standarde de tip A, care aduc sau care reglementează cerințele fundamentale pentru toate tipurile de mașini. Standarde de tip B, împărțite în două subcategorii. B1 sunt standardele legate de design, iar B2 sunt standardele legate de echipamente. În ultima fază, standardele de tip C, care sunt dedicate mașinilor speciale. În continuare vom vedea câteva exemple, deci standardele de tip A, cele generale, sunt bineînțeles, reduse din punct de vedere al numărului lor, dintre ele se numără și acele 12.100. Standardele de tip B, vedem că sunt mai multe și ele aduc reglementări cu privire la distanțele pentru a preveni un
pericol, câteva aspecte legate de designul mașinilor și așa mai departe. Cele de tip B2 care reglementează echipamentele de siguranță, și aici putem observa standarde legate de ciuperca de siguranță, standarde legate de echipament, de modulele de acționare la două mâini și așa mai departe. Și în ultima parte, standardele de tip C care reglementează mașinile speciale. Da? Mașini de injecție, mașini de suflare, prese și așa mai departe. Așa cum spuneam un pic mai devreme, cele mai utilizate standarde sunt ISO 12100, care reglementează modul de evaluare a riscurilor, și 13849, care ne ajută să alegem funcțiile optime de siguranță. Și analiza celor două standarde, cumularea lor, ne dă posibilitatea analizei unei mașini și stabilirea tuturor măsurilor necesare diminuării riscurilor până la o valoare acceptabilă. Și vom vedea un pic mai târziu ce înseamnă această valoare acceptabilă. Standardul 12100 are la bază schema logică pe care o vedeți și dumneavoastră acum pe ecrane. Evaluarea unei mașini din punct de vedere al siguranței se realizează în trei etape. Prima etapă este analiza riscurilor, apoi evaluarea acestora și reducerea riscurilor. Și am structurat prezentarea în continuare astfel încât să parcurgem fiecare etapă din schema logică. Prima etapă este analiza riscurilor ce pot apărea pe o mașină. Și primul lucru pe care trebuie să-l analizăm la o mașină sunt limitele sale. Și când discutăm de limite, trebuie să avem în vedere că discutăm de limite legate de timp, durata de viață a unei mașini, intervalele de serviciu și așa mai departe, cele legate de spațiu, nu știu, aria în care se deplasează mașina, aria necesară instalării mașinii respective, etc. De necesitatea cunoștințelor pentru operatori și pentru personalul de mentenanță. Sau de posibilitatea de a fi utilizată greșit această mașină. Și din aceste limite vor deriva o serie de eventuale hazarde. Identificarea hazardelor. Așa cum știe toată lumea, aceste hazarde pot avea mai multe, pot fi de mai multe naturi. Pe de o parte, mecanice, electrice, termice, chimice, de zgomot, de radiații. Sunt. E o listă foarte mare de hazarde. Și să luăm în această etapă, luăm un exemplu, o mașină, nu contează care este funcția ei. Ideea este că pe această mașină trebuie să identificăm o serie de hazarde. În diferitele etape de producție apar diferite pericole de natură mecanică, electrică, termică, cele pe care le-am enumerat un pic mai devreme. Și fiecare dintre ele, în această fază, trebuie să fie evidențiate pe mașină. Iar pentru fiecare hazard identificat, trebuie să estimăm riscul.
Riscurile sunt o urmare a hazardelor și sunt caracterizate de severitatea lor și de probabilitatea ca acestea să aibă loc. Trebuie pornit de la ideea că nu există și nu va exista o mașină 100% sigură. Toate mașinile au riscuri. Obiectivul acestei analize și a măsurilor pe care le vom lua în urma ei este să aducem nivelul de risc la o valoare acceptabilă, o valoare reziduală, să spunem așa. Estimarea riscurilor se realizează conform ISO 13849-1 prin utilizarea graficului pe care îl vedem acum în fața noastră. Acum, răspunzând la trei întrebări. Prima întrebare este: rezultatul evenimentului apărut este unul reversibil sau irreversibil? A doua, cât de frecvent poate să apară respectivul hazard? A treia, este posibilă evitarea sau diminuarea efectelor sale? Răspunzând la cele trei întrebări, bineînțeles că nu răspundem subiectiv, ci în spatele acestor întrebări există o serie de cifre, dar răspunsurile lor ne fac să urmărim o anumită cale și să ajungem la un nivel de performanță necesar pe care standardul notează de la A la E. Spuneam câteva exemple de cifrele din spatele întrebărilor pe care le-am enunțat un pic mai devreme. Și în funcție de nivelul de performanță dorit, deci în funcție de gravitatea, frecvența cu care apar riscurile, trebuie să începem să le eliminăm. În etapa de evaluare a riscurilor sunt trei tipuri de măsuri ce pot duce la reducerea acestora. Cele de design, cele tehnice și cele de instruire sau informare. Reducerea riscurilor se fac prin un proces iterativ. Într-o primă fază spuneam că suntem în faza de concept și gândim o serie de măsuri constructive ale mașinii pentru a împiedica apariția riscurilor. În cea de-a doua fază, o parte din riscuri sunt deja eliminate și restul încercăm să diminuăm din numărul celor rămase printr-o serie de măsuri tehnice. Iar riscurile remanente sunt trecute în manualul mașinii, sunt aduse la cunoștință prin training-uri către personalul care se deservește mașina și sunt evidențiate prin simboluri. Dar să le luăm pe rând. În primă fază, măsurile de design sau măsurile constructive. Ne întoarcem la exemplul pe care l-am prezentat un pic mai devreme, cel cu mașina, și cea mai logică măsură constructivă este aceea de a o grădi. Da? Și astfel limităm accesul personalului, chiar împiedicăm accesul personalului în zonele periculoase. Vă dați seama că o astfel de măsură nu este singura modalitate de a reduce riscurile. Exemple în care riscul de apariție a accidentelor este diminuat sau exclus sunt nenumărate și ele țin de ingeniozitatea fiecărui dezvoltator de mașini sau subansamble, de experiența fiecărui proiectant și așa mai departe. Iar în următoarele slide-uri
Vă voi da câteva exemple de soluții de design pentru împiedicarea apariției unui risc. Spuneam, măsurile de design nu vor elimina din prima toate riscurile apărute și pentru un astfel, următoarea etapă de eliminare a riscurilor sunt aceste măsuri tehnice. Măsurile tehnice sunt strâns legate de cei care automatizează întreg procesul și ele implică senzori, software, etc. Revenim la exemplu cu mașina noastră, trebuie avut în vedere că chiar dacă am îngrădit mașina respectivă, totuși personalul de mentenanță, de exemplu, trebuie să intervină pentru a face diferite reglaje, pentru alimentarea ei cu materie primă și așa mai departe. Și în acest caz, măsurile de design concepute nu mai sunt eficiente. De aceea, în acest moment avem de a face cu un risc. Da? O persoană intră într-o zonă neprotejată. Și, drept urmare, trebuie să implementăm o serie de măsuri tehnice. Una dintre aceste măsuri este montarea de porți pentru acces la mașină. Doar prezența porții nu este suficientă. În momentul în care se deschide ușa, un senzor trebuie să semnalizeze acest lucru către un releu de siguranță sau către PLC, iar acesta să ia toate măsurile necesare eliminării tuturor formelor de energie din utilaj și, de exemplu, echipamentele în mișcare să fie oprite. Deci, o funcție de siguranță în această măsură tehnică trebuie să aibă următoarele componente. Inputul, care este dat de o acțiune pe care o face o anumită persoană într-o zonă periculoasă, acțiune care este sesizată de un anumit tip de senzor. Da? Și avem exemple, ușe de siguranță, buton ciuperc, scanner laser, cameră și așa mai departe. Apoi, logica, care este reprezentată de o serie de echipamente care preiau semnalul de la intrare, îl analizează, îl procesează și iau anumite decizii. Da? Și aici avem de a face cu legături sau logică ca cu relee de siguranță sau PLC de siguranță și așa mai departe. Și output-ul care primește un semnal de la echipamentele din zona și controlează mișcarea periculoasă. Și iată un exemplu dintr-o schemă pneumatică în care avem o cortină, apoi care este considerat inputul, apoi un senzor de siguranță logica și ventile de exhaustare rapidă care sunt considerate output-ul. În acest exemplu, omul a fost detectat de bariere, semnalul de la acestea ajungem în releul de siguranță. Releul de siguranță va comanda valva de exhaustare rapidă și energia aerului comprimat din instalație este disipată în atmosferă. În acest caz, actuatorul, cilindrul pe care îl vedem, nu mai este sub presiune și se oprește inerțial.
dacă nu mai există și o altă funcție de siguranță pe bază. În urma deciderii nivelului de performanță dorit și ne aducem aminte acel grafic cu căile pe care le urmăm în urma răspunsului la cele trei întrebări, în condițiile în care măsurile de design nu sunt suficiente, în funcție de natura aplicației, trebuie să alegem cea mai bună metodă tehnică. Și pentru selectarea celei mai bune metode tehnice, trebuie să ne punem întotdeauna întrebarea ce se întâmplă dacă. Nu voi intra foarte mult în detalii vis-a-vis de funcțiile de siguranță, pentru că, așa cum am spus la începutul acestui webinar, ele vor fi subiectul următoarelor două sesiuni. Layout-ul unei funcții de siguranță ne este descris în ISO 13849. Și acest ISO 13149.1 ne exemplifică, ne ajută cu un tabel grafic să luăm întotdeauna cea mai bună decizie vis-a-vis de siguranță. Nivelul de performanță este descris de o serie de caracteristici. Unele sunt cuantificabile, cum ar fi structură, fiabilitate, posibilitatea identificării erorilor apărute, posibilitatea eliminării celor mai comune cauze de apariție a erorilor și unele necuantificabile. Comportamentul în cazul apariției de erori, software-ul de siguranță pentru prevenirea erorilor, erori cu apariție sistematică, ce nu pot fi eliminate decât prin schimbarea designului mașinii sau, nu știu, condiții atmosferice, substanțe chimice și așa mai departe. Nu știu dacă... Ok. Pașii de parcurs pentru determinarea unui circuit de siguranță. În primul rând, răspunsul la întrebarea ce nivel de performanță este solicitat. Și ne-am ce aminte că aici discutăm despre un nivel de la A la E. Apoi, care este structura funcției de siguranță și discutăm despre categorii de la B la 4, pe care le voi detalia ulterior. Determinarea fiabilității componentelor circuitului de siguranță dat de un parametru numit MTTF, Mean Time to Failure. Ce erori periculoase sunt detectate dat de un alt parametru, Diagnostic Coverage, și ce măsuri de evitare a cauzelor comune de erori sunt luate. Și discutăm despre un alt parametru, Common Cause of Failure. Și să luăm ca exemplu că în urma stabilirii nivelului de performanță am ajuns la concluzia că avem nevoie de un nivel de performanță D. Acest nivel de performanță observăm că solicită un parametru MTTF de o culoare albastru închis. Acesta
înseamnă că are nevoie de echipamente foarte fiabile, dar subiectul vom detalia ulterior. Necesită o structură a funcției din categoria 2 sau din categoria 3, un parametru diagnostic coverage între 60 și 90% sau 90 și 99%. Și o rată a erorilor comune detectate mai mare de 65%. Fiecare dintre aceste etape le voi detalia în slide-urile următoare. Structura unei funcții de siguranță, spuneam că se împarte în 5 mari categorii, pornind de la B până la categoria 4. Structura de tip B este o structură pe care o observăm în partea din stânga sus a ecranului. Este o structură cu un singur canal. Vedem input, logic, output. E o structură care nu ne permite decât atingerea unui nivel de performanță B, deci unul destul de scăzut din ceea ce înseamnă siguranța funcției respective. Categoria 1 este o categorie care este de asemenea cu un singur canal. Diferența o face că echipamentele utilizate într-o astfel de structură trebuie să fie echipamente dovedite sau echipamente utilizate în alte aplicații, utilizate cu succes în alte aplicații similare. Și aici avem în cadrul standardului ISO 13849-2, secțiunea B4, o serie de exemple. O astfel de structură ne permite un nivel de performanță maxim C. Urmează categoria 2 de structură, cea pe care o vedem în partea din stânga ecranului. Categoria 2 implică testarea funcției de siguranță la apariția unei erori. Structura respectivă conține un dispozitiv de testare a funcției de siguranță. Nivelul de performanță maxim ce poate fi atins este D. Categoriile 3 și 4 au structuri pe două canale. Structura de tip 3 continuă să îndeplinească o funcție de siguranță chiar și după apariția unei erori. Acesta e motivul pentru care se folosesc cele două canale. Deci, le lesne de înțeles că la apariția unei erori pe unul dintre circuitele de siguranță va duce la realizarea la
nu va duce la nerealizarea funcției de siguranță. Doar apariția unei a doua erori va duce la nerealizarea funcției. Categoria 4, orice eroare în circuitul de siguranță trebuie detectată înainte ca această funcție să fie solicitată. Și există o serie de echipamente care își fac autotestări pentru a ști că atunci când funcția respectivă este solicitată, echipamentul respectiv va fi funcțional. Mean time to failure este un parametru care determină fiabilitatea unui produs sau a unei funcții, deci a unui cumul de produse. Lui se poate adăuga un sufix de, care reprezintă probabilitatea ca eroarea apărută să fie o eroare periculoasă, dangerous. Așa cum am spus, structura unei funcții de siguranță are în componență input, logic, output. Pentru fiecare dintre aceste blocuri trebuie să se caute informații despre fiabilitate. Fie că este vorba despre parametrul NDPF, fie că este vorba de parametrul B10. Aceste informații sunt date de furnizorul de echipament, iar dacă aceste informații nu sunt disponibile, în ISO 14091, în tabelul C1, sunt disponibile câteva valori estimative. MTTF-ul unui canal se calculează cu formula pe care o vedem acum în partea de jos a ecranului, iar valoarea calculată este încadrată într-una dintre cele trei categorii, low, mediu sau high, conform cu valorilor pe care le vedem în tabelă. Alte formule pentru calculul diferențelor parametrii necesari unui sistem de siguranță. În cazul în care avem o structură cu două canale, ne aducem aminte structura de tip 3 sau 4, formula MTTF-ului general pentru întreg ansamblu o găsim în partea de jos a slide-ului, iar în partea din dreapta observăm un document furnizat de Festo pentru unul din produsele sale, iar aici sunt disponibile informații cu privire la fiabilitatea produsului respectiv. Parametrul numit Diagnostic Coverage. Acesta Diagnostic Coverage este raportul dintre numărul de erori detectate de sistem și numărul total de erori periculoase ce pot să apară în sistemul nostru. Observăm că sunt patru nivele de diagnostic: 0, low, mediu sau high. Și pentru echipamentele pneumatice avem exemplul acesta. E un tabel destul de mare, sunt cuprinse în el majoritatea gamelor sau echipamentelor pneumatice și posibile erori ce pot apărea. Știu că nu se vede foarte bine, dar în documentele pe care le-ați putut descărca în momentul în care v-ați înscris la acest webinar, puteți să găsiți acest tabel într-un format PDF.
ISO 13849 mai definește încă un parametru și anume Common Cause of Failure, CCF. Acesta este utilizat pentru a fi capabil să eliminăm erorile frecvente și a utiliza o serie de măsuri pe care le împărțim în funcție de natura lor. Aceste măsuri sunt separarea semnalelor, diversitate, da, tehnologii diferite pe care le utilizăm într-o funcție de siguranță și aici avem, să zicem, să luăm un exemplu, avem o structură cu două canale a unei funcții de siguranță, iar pe un canal utilizăm o tehnologie, da? De exemplu, blocare mecanică pe tija unui cilindru, iar pe celălalt canal utilizăm blocarea cu val de pilotate a actuatorului respectiv. Deci, pe de o parte avem, din punct de vedere a tehnologiei, o blocare mecanică, iar în cealaltă doua parte avem o blocare pneumatică. Apoi sunt cele de design și luăm câteva exemple, protecția împotriva suprasarcinii, asupra tensiunilor, de exemplu în schemele electrice sau electronice. A patra natură a măsurilor pe care le putem lua sunt cele de analiză și în ISO 13849-2, la anexele A și până la D, sunt specificate toate tipurile de erori. Această listă poate fi utilizată pentru o analiză a modului în care sistemul reacționează la erori. Apoi training-ul. Fiecare din proiectanții sau cei care lucrează în partea de dezvoltare a unui utilaj trebuie să fie trainuiți, astfel încât să poată fi capabil de a înțelege cauzele și efectele erorilor ce pot apărea. Iar în ultima fază este vorba despre mediu. Și când dezvoltăm un utilaj și o funcție de siguranță, trebuie să luăm în vedere o serie de factori, precum umiditate, temperatură, vibrații, șocuri, dar și câmpul electromagnetic sau în pneumatică trebuie să avem în vedere și de calitatea aerului comprimat pe care îl folosim. Vă dați seama că un aer comprimat netratat satisfăcător poate duce la apariția unor erori. Și iată ne ajungi la ultima măsură de reducere a riscurilor. Și anume măsurile de instruire. Dacă mai există un risc rezidual, spuneam și mai devreme, acesta trebuie specificat prin diferite mijloace de instruire a personalului care intră în legătură cu utilajul nostru. N61310-2 reglementează semnele pe care le utilizăm pentru a atrage atenția operatorilor, personalului de mentenanță sau oricărei persoane care ajunge în contact cu mașina noastră de zonele de pericol. Așa cum spuneam, orice informație legată de mașină trebuie trecută în cartea tehnică a mașinii, trebuie specificate
Care sunt riscurile reziduale rămase? Cum să utilizăm mașina într-un mod cât mai sigur și mentenanța pe care trebuie să o aducem acesteia pentru ca să, aceasta să funcționeze în parametrii optimi. Mă uit acum și văd că am reușit să mă încadrez în timpul alocat. Pentru final, înainte de a aștepta întrebările dumneavoastră, vin eu către dumneavoastră cu întrebarea ce problemă de siguranță observați în poza pe care din partea stângă a ecranului și răspunsul este se poate de ilar, să zic așa. Da, vedem că persoana care taie nu are bocanci de siguranță. Ca să terminăm într-un mod comic acest subiect destul de serios. Sper că a fost informațiile pe care vi le-am transmis sunt utile și vă vor ajuta pe parcursul muncii dumneavoastră de zi cu zi. Informații suplimentare găsiți, așa cum vă spuneam, la tehnica.festo.ro. Vă invit la următoarele două sesiuni legate de acest subiect, cel al siguranței, pe data de 21 noiembrie și pe data de 12 decembrie. Linkurile de înscriere le putem observa aici. Ele sunt disponibile fie pe conturile noastre de socializare, fie în e-newsletter-urile pe care le primiți de la noi. Dacă aveți dumneavoastră întrebări, eu vă stau la dispoziție pentru câteva minute. Observ că nu sunt întrebări, deci în acest caz vă mulțumesc tuturor și vă urez o zi bună.